Unde mă aflu astăzi? Mă aflu în fața unui eveniment epocal. O să jurizez și o să prezint un kebab contest. Unde? Chiar aici, la Gustador, în centrul Clujului. În dreapta este central, reperul pentru toți clujenii și aici este nou reper al bunului gust. Gustador. Haideți să vedem despre ce e vorba. Pe Caterinca, pe alea, pregătit, gata. Încercăm. Ridicăm niște kebaburi. Încercăm. Concurs, ați mai participat? N-am mai participat. Numai ce dădea mama la masa de Paști, bravo. Să dă zahărul pe octombrie, cum era pe vremuri, coadă la electrică, la Renel. Concurenții stau la mese, felicitări, bravo, aplauze! Aplauze pentru cei 19 concurenți. Cupele sunt aici, totul e pregătit. Ne mâncați de câte zile? De 5 zile. Smurdul să vină aici. De 5 zile, mă, parcă mergeți la nuntă în Aruncuta, acolo unde se dă de mâncare și dacă pui plicul, știi că trebuie să mănânci. Avem pregătit pentru concurs tot. Tot, acum se face, taie carne, uite. Se taie carne. A venit domnul cu fițuică, da? Fără fițuică la examenul ăsta. Da, e un concurs și pentru domnișoarele care servesc, nu, Paul? Da. Că trebuie să pregătească totul proaspăt în câteva minute. Regulamentul prezinți tu, comedianții la început sunt săraci. Artiști înfometați. Să ajutăm poporul cu... Mă, dau un 50, nu le dai la început de pop. Contest, concurs, uitați-vă aici ce urmează să vină. A? De la temperatura camerei, eu cred că ieșiți pe minus după acest frumos contest, da? O să se ducă vorba în târc aici. Mă, parcă examen la poli, pe cuvântul. Tricou, ăsta la cine o să-i fie bun, tricou ăsta? Poate la domnul Boc, așa de mic. Gustador, ole, a, aici o să fie întâi cu tauri. Gustador, kebab competition. Deci din 19 o să rămână 4. Da. 4. Care se vor aduna la masa finalistă, unde chiar te-ai pus în capul mesei. Cine stă în capul mesei, să pupe poala miresii. Doar aici la Gustador de mâncare mi-este dor. Am mai făcut o rimă. Gata, sunt gata. Cât e un tatăl nostru la început. Cine îl mai știe. Pregătiți-vă. Și eu o să dau startul. Pe locuri. Fiți gata. Kebab. Hai, puteți să încurajați. Hai cu foamea. Deja bei apă, ce faci? A, tu te-ai pus aici să vezi autobuzele. Ia, ți s-a vărsat apa. Dă-i, ia, bă, ce să facem? Măcinați, mestecați. Cum intră așa și iese. Haideți. Nu vă lăsați. Viitorul în stomacul vostru. Haideți. Puteți mai mult. Te apropii. Lasă hârtia. Cei mai tari sunt concurenții cu barbă. Jumate din kebab în barbă deja. Haideți. Kebab contest la Gustador. De aici stilul. Stilul smuls. Ești la o glicemie de a câștiga. Te încurajăm. Hai, băieții! Suntem mândri de voi! Va fi alunecuș. Haideți, nu copiați. Aici avem unul, doi! Doi! Unu, doi, trei, patru, cinci. 6 cu domnul. 6, bravo! Felicitări concurenților! Trebuia să fie finala cu 4, dar în același timp aproape 6 s-au calificat în finală dintre cei 19. Cum ar zice Emerich Ienei, ai de unde să alegi. Deci aveți 15 minute la dispoziție să doborâți farfuria. Așa, bun. Acum vă puteți alege voi la nimereală. Ceapă ia să roșie, vedem ce avem. Rucola, ceapă roșie, ceai limit, ardei iute. Ingredientul surpriză. Aici usturoi, avem ardei iute verde, uite o ciupercă, o ciupercă crudă și usturoi. Nu, de seară, degete. Plan B, noua, ceau, nici vorbă. Start! Start! Mâncați ingredientul surpriză, nu cumva să rămână 15 minute. Deci, muzica mai încet să se audă pe filmare. Succes concurenților, 6 concurenți. Hai băieți, hai. Deja băieții. Mâncați. Hai să vedem că aici. Haideți, hai cu rucola. Dă-i bagă, bun, o apă e gata aici. Pepsi Zero s-a dus.
Domnul care este tatuat aici la masa numărul 1, mănâncă și nu se lasă. Mustața lui arată că este unul dintre cei mai pricepuți competitori. Băiatul de la Poli, care sub blana asta nu are nimic, mănâncă și nu se lasă. Spaima lui Popei Marinaru a cerut... Bagă tot în gură, până toate orificiile. Doamnelor și domnilor, aici este un concurent care bea apă minerală pe interior. Mamă, parcă mânci un Ferrero Rocher extraordinar. Haideți să-i încurajăm, haideți să-i aplaudăm. Aici nu-ți mai dai seama. Zici că e poșeta lui nevastă, mi-a așa să-mi ajute Dumnezeu. Cu băieții se va turna următorul film Joker, la cum arată. Hai că ți-ai revenit un pic. Din prima fază, ai deja, ești roșu în obrăjor. Nu mâncați tacâmurile, ele nu fac parte din concurs. Gravitația te ajută, că ești mare, până în grindă. Nu vă beți apa unul de la altul, că mergem la infecțioase. Hai, succes! Aveți cașcaval și în farfurie și la sfârșit puteți să aveți cașcaval în buzunar! Ați văzut babele, ați văzut sfinxul, uitați-vă la concurentul ăsta. Niciun rid, nici nimic nu se mișcă pe fața lui. Dar bagă întrânsul, bravo! Te-ai așezat jos, ok. Să nu uităm, concursul ăsta e cu finalizare pe masă. Concurs și pe bani, cu finalizare. Mai zi o dată la cameră. Și pe bani, și cu finalizare. Ăștia din Zalău. Se plătește la urmă. Totul se plătește. La gustador, ia-mă plan american, să zic că asta rămâne în clip. La gustador, nu te fură la cântar. Mulțumesc. Gustador! Gustador! Hai, hai că poți. Nu e aici tata mondialul Nelson, că el în timp real zicea ni. Alex, ăsta bagă. Voi două pariați pe băiat. Mă, nu mai mânca atâta că ai de f*** după aia. Asta se taie la montaj. Nu, vorbesc serios, eu când glumesc iau bani. Fiți atenți. Hai, hai că te-a... În materie de sex cel mai bun este Alex. Hai. Orice 100 de grame contează. Bun, bun, bun. Primul. Nu să fii mai șef cu ochii pe el. Are în gură încă. Bravo! Se-i șterge mâinile câștigătorului. Idolul meu, aplauze. Stop joc. De câte zile n-ai mâncat ca să câștigi această competiție? De ieri după masă de la 6, sincer. De ieri după masă de la 6. Dar s-a întâmplat să fac post o săptămână să nu mănânc nimic. Intermitent? Da. No, water fasting. Water? La ce? Mergi și la bazin? Nu, iau doar apă, timp de o săptămână. Ești, lucrezi? Da. Lucrează. Aplaudați-l. Și... Recrutării să-l caute, că jumătate de săptămână bea apă, în rest mănâncă la concursuri. Felicitări, cântărim, dar în limbaj ardelenesc și cumpenim. 570. Numele? 570. Numele, te rog. 402 grame. Asta numele? Face diferența. Deci, cei trei câștigători să vină aici în față, dacă pot să se șteargă la gură. Bravo! Norberto Lobo. Să aplaudăm și pe toți concurenții care și-au luat stomacul în dinți ca să fie participanți în această zi. Da, nu e problemă, s-o obișnuie. Spune, dragă, cum a fost concursul? Nu mai mănânc o săptămână, asta sigur. O săptămână? Dar vorbește aici. Deci pe nu. Acum. O săptămână nu o să mai mănânci, dar dacă o să mai fie competiții de genul, o să participi? Dacă trăiesc până atunci, da. Un voucher în valoare de 150 de lei, care poți să-l consumi la noi treptat sau deodată. Așa, și să mai vedem ce mai numărăm aici. 700 de lei cash! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7. Dar să mai rămână și mie, mulțumesc! Bravo, bravo! Aplauze! Locul 2, Sebastian! Sebastian, locul 2, felicitări! Felicitări! Un voucher de 100 de lei care poți să-l consumi la noi cu iubita ta înainte să faceți? Pe care poți? Pe care și înainte să facă? Ce? Să facă? Păi nu știu, că tu ai întrebat. Spaghete! 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 Și suma de? Bun, și acum o gură de pălincă.
La pentru digestie. Pentru digestie. Mulțumim pentru prezență. Hai să ne facem o poză. Băieții. Supraponderal al nostru, avem un câștigător care al nu le fi pus pe prima lista de... Un concurent tăcut, dar care a și mâncat. Cum a fost concursul, competiția pentru tine? Mă așteptam să fie mai ușor în a doua rundă. Prima rundă a mers ok, a doua rundă spre final. Da, chiar a fost dificil. Știi cum e? Kebabul e rotund, da. Și meciul are 15 minute, dar până la ora... Și nu ți-a rămas... Deschide gura. Nimic nu i-a rămas între dinți, așa da, câștigător, spaima stomatologilor, în viața lui nu o să aibă treabă cu dentistul. Felicitări! Mulțumesc! La ce concurs o să mai mergi? La ce? Păi dacă se mai organizează... Păi să ne reprezinte internațional, da. Eu zic că eu îl susțin. Eu îl susțin la Olimpiad. Și îl antrenez, eu îl antrenez și... Pe... Lotul național de sumă al României, antrenat de Paul și de Fratiso. Ovidiu. Cum a fost până aici? A fost bine? Excepțional. Mai facem de asta. Da, parcă aș participa și eu. Data viitoare facem la Gustador Platinia concurs de mâncat pizza. O să fie cu tot de la participanți. Voi. Păi, tot de la noi, de la Marco. Avem un pizzar italian, Vero. Marco! Marco! Diere ide! Marco! Marco, hulo fos! Diere te! Marco, să te cunoască, legenda, a apărut în ziare, da. A apărut la poliție, nu faceți ca el. Marco, doi dinți, dar pregătirea e genială. Marco, doi dente, face pizza al dente. Din ce zonă? Al dente, nici vorba al dente. Firenze, de la galeriile Uffizi, În Toscana. Toscana. Atâta s-a putut. Noi putem mai mult. Aici la Gustador. De aici nu pleci niciodată cu stomacul gol. Asta e chestia. V-am pupat!